momentul în care ați fost anunțat că sunteți demis, n-ați încercat să aveți o discuție cu domnul Negoiță? Păi da, din moment ce domnul Ionuț, așa mi-a spus Bogdan, domnul Ionuț a decis ca să nu mai continuăm colaborarea. Jucătorii au plecat fără să fie plătiți. Păi și toată lumea va aduce. Și eu aș vrea să aduc jucători. Păi acum când pot să aduc jucători, când bugetul e mai mare, sunt dat afară. Adică Rednic să vină și să descurce cu jucători de 1500, de 2000, că atât a avut Elvis și Facu, Malo. Și cu ei am jucat, am bătut la Iași, am bătut la Botoșani, cu jucători nepregătiți, veniți târziu. Deci eu a trebuit să mă descurc cu jucătorii ăștia, pentru că degeaba și eu aș fi vrut să aduc jucători de 7-8 mii. Dar noi n-aveam bani în cont ca să îi plătim. Și atunci ce făceam? Îi aduceam și îmi băteam joc de jucători. Dănuț, ești cu inima alături de Dinamo, ai fost coechipier cu Mircea Rednic și la Dinamo și la Națională. Te-a surprins ceea ce s-a întâmplat ieri? Ai avut un feeling că se va ajunge la această ruptură chiar la finele campionatului? Vă spun un singur lucru și cred că e cel mai important. Dacă a ajuns pătuitorul domnul Negoiță, domnul, că nu pot să-l numesc domn, dar am sfârșit buna creștere, mă lasă să-i spun domnul Bălănescu, atunci ce putem să mai cerem noi de la Dinamo? E principalul om în club, e numărul unu. Degeaba să dăm noi cu sufletul alături de Dinamo, degeaba, atâta timp cât păstuitorul domnul Negoiță de domnul Bălănescu, eu cred că am spus tot. You better be watching, you better be watching in the dark, you better be watching, you better be watching on your guard. Sunt dinamovist și o să mor dinamovist. Nu-mi trădez clubul, nu-mi trădez suporterii, deci în niciun caz nu am să ajung acolo. Respect pentru acest club mare care a făcut performanță, dar eu nu am ce căuta acolo, niciodată. Am spus-o și ăsta chiar rămâne niciodată, că am mai spus niciodată jucamentul, dar la Steaua niciodată. Pentru mine FCSB e Steaua și niciun caz eu nu voi intra. Cel mai reprezentativ pentru mine este fie vreme bună, fie vreme rea, vin până la moarte și dincolo de ea.